poate, în mod normal, mai important decât orice deplasare la detectorul de minciuni, a jurat pe Biblie că nu este numai puțin, domnul, adevărat. Da. Am stat și am urmărit acest material în care... deci, n-aș vrea... Îmi cer scuze că vorbesc puțin așa, sunt foarte obosită, deja mi-e rău, încerc să-mi adun toate puterile. Deci, când văd aceste vorbe goale, totul a fost un teatru, mă repet, poate... Teatru cu Biblie și cu jurăminte? Da, cu Biblie. Da, da, credeți-mă, deci eu aici, chiar eu pot să jur. Să jur și jur din toată inima. Pentru că toți fanii, publicul, lumea, țara de aici din România și peste hotare mă cunoaște de Paula Lincan cum cântam și cum am să cânt numai puțin. Să menționez ceva. După 7 ani de zile aș fi vrut să vin într-o postură care n-am să dezamăgesc niciodată publicul și fanii care m-au iubit. Lumea mea, lumea mea vorbesc. N-am să mă abat de la stilul meu, de la familia mea și când spun familia mea, mama, Gianni, sora și copiii mei. Adică în modul și în civilizația care am crescut noi. N-am păcălit niciodată lumea, n-am ieșit pe postul de televiziune să-mi fac reclamă și publicitate pe... Și acum facem o mică paranteză că la dumneavoastră aici în emisiune era când s-a întâmplat cu domnișoara aceea lui Pastram. Da. Eu eram la niște recuperări în Franța în care el își făcea publicitate aici, dar era adevărat. Când soția ta este plecată la o suferință, întrebare întrebătoare pentru toată lumea. Și mai vreau să mai menționez ceva, pentru că sunt foarte multe de spus și le voi spune pe toate cu foarte mult calm. În 7 ani de zile, acest om nu știe ce diagnostic am. Mă refer la meseria mea. Lăsăm cele 10 intervenții care le-am avut în urma anilor. Și acum. Deci acest om, încă o dată vă spun, jur, public spun, nu știe ce diagnostic am. Am să vin într-una din emisiuni cu tot dosarul meu. Medical. Da, bineînțeles. În momentul în care eu am fost diagnosticată la Paris, ultima dată, nu-mi rușine să o spun, cu toate că nu este așa, dar am să o spun, așa am primit eu, eram cu băiețelul meu de mână, cam cancer. Imaginați-vă când eu am văzut acele imagini, când eram în Franța, să primești la ora 4 după masă de la un medic să-ți spună că ai cancer și după aceea, seara, să vezi la televizor ce se întâmplă. Domnul Dan, e ceva în care eu nu mai îmi găsesc cuvintele, deci am simțit că se face gaură în pământ și eu intru acolo. Dar Dumnezeu m-a întărit în acești 24 de ani, deci pentru mine, la ceea ce am suferit și la ceea ce am tras și la ceea ce am întâmpinat și băiețelul meu. Eu sunt în inima lui Adrian, fac o mică paranteză că nu știu ce să spun mai repede. Eu prin ceea ce trece Adrian, nimeni nu poate să-l înțeleagă din adâncul sufletului, spun, decât eu care am trecut cu băiețelul meu. La fel, la fel, la fel ceea ce i s-a întâmplat lui cu fetița lui, aceeași chestie am întâmpinat și eu cu băiatul meu. Bineînțeles că e mai dureros că este fată, noi avem o sensibilitate mai aparte așa pentru fete. Și e normal. Acum să revin la ale mele. E foarte dureros, e normal că eu când am văzut ceea ce am văzut, am zis, treacă și asta. Deci dacă eu, oameni buni, n-am mai fost omul care să înțeleg, omul care... Am înțeles, este pentru că a fost picătura care... E clar, e clar, da? Deci tot ceea ce pare aici, vă rog din suflet să... Eu îi zic așa, Dumnezeu să aibă grijă de el, să nu mai vorbească cu Biblia în mână, că e păcat, e păcat mare, mare de tot de la Dumnezeu. Ne mai oprim câteva.